Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. După lungi așteptări, am decis să fac și răspunsurile de la acel Q&A care l-am făcut când am atins 1000 de abonați. Îmi cer scuze pentru că a durat așa de mult, dar tot am zis că îl fac și tot n-am apucat sau am uitat sau n-am avut timp. Și astăzi am prins momentul și am decis să fac chestia asta. Să vă spun o chestie, vor fi puține întrebări, nu știu, undeva la vreo 6-7, pentru că mulți dintre voi m-ați întrebat același lucru. Nu înțeleg de ce ați făcut asta, dar e decizia voastră. Puteați să întrebați total altceva decât au postat alții. Mulți m-ați întrebat aceeași întrebare, așa că am selectat niște întrebări și voi răspunde la ele separat. Cea mai des întâlnită întrebare în comentarii a fost: cum mă cheamă pe mine în realitate, vârsta și din ce oraș sunt? Păi să vă răspund, mă cheamă Sergiu, am 24 de ani peste 2 luni și sunt din Oradea, mai exact. Bun, a doua întrebare a fost: când vei face facecam? Băi, să vă spun cum stă treaba. Și v-am mai spus chestia asta, dar mă repet. Eu am acum un laptop, de pe el filmez, de pe el fac live-uri și așa mai departe, care are o cameră web foarte proastă, frate. Deci dacă eu aș face web acum, dacă aș face facecam cu camera aia, s-ar vedea doar pixelat și nu aș rezolva absolut nimic. Am zis că în momentul în care o să-mi iau calculator, cel mai probabil de ziua mea voi face asta, o să-mi cumpăr și un webcam bun și o să încep să fac facecam fără nicio problemă și fără nicio reținere. Bun, a treia întrebare a fost: cine te-a îndrumat să faci YouTube sau ce te-a determinat să faci asta? Păi, m-am decis într-o zi, acum câteva luni, să încerc. Eu mă mai jucasem Minecraft în trecut, am avut cont, l-am dat la un prieten pentru că m-am lăsat și am zis, bă, hai să încerc și eu pentru că n-am absolut nimica de pierdut. Am zis să încerc, să văd ce iese, încerc o lună, două, trei, șase. Dacă reușesc să fac ceva bine, dacă nu, nu. Nu e nicio problemă, asta e. Și cam aia a fost. Știu că văzusem că Andy de la Lectură de la A la Z face promovări contra cost. Toți dintre voi știți că am plătit 2-3 promovări la el. Și am zis, mă, e o rampă de lansare în ghilimele. O să vină niște oameni de acolo și încet, încet o să cresc și numărul de abonați. Bun, următoarea întrebare. Zice, cum te simți să ai peste 1000 de abonați? Bă, e bine pentru că, gândiți-vă, am făcut în 2 luni. Nu știu dacă e repede sau târziu, dar în 2 luni să faci peste 1000 de abonați, eu zic că e destul de bine. Deci, da, sunt chiar foarte fericit. Cineva mă întreabă de unde vine numele de Resquad. Nu știu dacă o să mă credeți sau nu, dar e problema voastră aici. Numele de Resquad vine din simplu fapt că la un moment dat am apăsat random pe niște taste să-mi aleg un nume și a ieșit exact Resquad. Toată lumea folosește mai mult WAS, DQ pe acolo de la Counter-Strike, de la majoritatea jocurilor care folosesc tastele astea și am apăsat eu așa și a ieșit mare Resquad. Cam asta e istoria numelui. Bun, încă o întrebare. Zicea cineva, ești mai preocupat să faci lucrurile cum trebuie sau lucrurile care trebuie? Bă, sunt mai preocupat să fac lucrurile cum trebuie, pentru că în viață e destul de important să le faci cum trebuie, nu care trebuie, fiindcă să le faci prost pe toate nu e niciun avantaj, așa că fac lucrurile cum trebuie. Și încă o întrebare care a spus-o mulți a fost dacă am prietenă. Da, am prietenă, o veți cunoaște și pe ea probabil când voi avea web. Bun. Noi cam asta au fost întrebările, vă mulțumesc tuturor celor care ați pus întrebări în comentarii, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!